Ford Mustang GT este o mașină impresionantă, dar frânele trebuie să fie pe măsura V8-ului. Cei de la Techstar oferă componente de frânare pentru 99,7% din parcul auto, astfel că orice Ford ai avea, vei putea profita de ofertele Techstar. Fie că ai o auto utilitară Ford, un SUV, o mașină sport sau chiar un camion Ford, Techstar îți oferă soluții excelente la prețuri convenabile. Printre ingredientele care se află în benzină, regăsim și benzenul. El este cel ce dă benzinei mirosul distinct, dar era folosit în secolul XIX și ca ingredient pentru diferite produse de parfumerie. Iată o informație nouă pe care o veți afla doar din clipurile speciale eBlog Auto, așa că vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu tot ce mișcă în lumea auto sau cu tot ce mișcă acum vreo 20 de ani. Amestecat cu aerul din atmosferă, benzenul se poate aprinde chiar și la minus 11 grade Celsius. După o zi întreagă alături de Ford Mustang, asta e tot ce mi-a rămas în minte. Mirosul de benzen. Probabil și pentru că benzina curgea din rezervor atunci când mașina stătea înclinată, dar acesta e doar încă un motiv pentru care vrem aceste mașini. Dacă nasul e copleșit de miros de benzină, urechea e plină de răgete V8. Mustangul știe foarte bine care e menirea lui, așa că te recompensează cu sunetele specifice, începând de la 2000 de rotații pe minut. Mașina nu depune efort, dar tu te bucuri din plin și asta contează. Atât de puternică este experiența auditivă, încât la o plecare de la semafor m-am uitat în spate să mă asigur că asfaltul nu s-a topit în spatele mașinii. Atât de brutal suna totul. Nici măcar nu depășisem 4000 de rotații pe minut. Jantele pe 17, învelite în anvelope cu lățimea 275 pe spate și 255 pe față, arată subdimensionate pentru caroserie. De fapt, Mustangul de generația a patra a fost gândit ca o mașină sport pentru viața de zi cu zi a americanului de rând. Din cauza acestui lucru, suspensia, surprinzător de confortabilă, creează mai mult ruliu decât te-ai aștepta. Nu există suspensie independentă pe spate și până în 2001 nu erau standard nici ABS-ul, nici controlul tracțiunii. Mă bucur că mașina pe care noi am condus-o avea ambele sisteme de siguranță, fiind produsă chiar în 2001. Lui Mustang GT îi place să alunece la cel mai mic puseu de accelerație atunci când ieși dintr-un viraj. Dar, pentru că mașina are diferențial blocabil, face totul atât de liniar și intuitiv, încât te păcălește că ești un șofer talentat. Evident, nu e bine să ai prea multă încredere în tine sau tu și Mustangul tău veți ajunge în vreo filmare cu rateuri de pe net. Dacă te vei uita la motor, o să constați cu stupoare două lucruri. Admisia de aer de pe capotă este falsă și, deși acesta este un V8 de 4,6 litri, nimic nu pare ieșit din comun în compartimentul motor. În afară de un căluț care îți atrage privirile, motorul Windsor V8 pare mai mult utilitar, nu ca la italieni, unde dramatismul exteriorului se continuă chiar și sub capotă. Nici tehnologia nu e debordantă. Două valve per cilindru, un singur ax cu came și o poftă enormă de benzină de orice calitate. Imediat cum te urci la volan, observi simetria bordului, un element de design păstrat de la primul Mustang. Ai putea cu ușurință să muți volanul și instrumentarul pe partea dreaptă și nimeni n-ar ști că n-a fost acolo de la început. Interiorul are șarmul specific al începutului anilor 2000. Plasticul e aproape peste tot, dar nu contează. Îmbinările sunt imperfecte, dar nu contează. Designul e anost și lipsit de inspirație, dar nu contează. Tot ce contează e să mai auzi V8-ul la o dată.
În mers simți că această cutie de viteze Tremec în 5 rapoarte are o vârstă considerabilă. Partea bună e că nu ești nevoit să schimbi prea mult treptele. 409 Nm sunt de ajuns pentru a-ți permite să stai în ce treaptă vrei tu și să te bucuri de experiență. Cei 260 cai putere sunt astăzi puși cu ușurință pe asfalt de o mașină cu tracțiune față, dar cu Mustangul trebuie să te lupți uneori. De fapt, nu lupți cu el, lupți cu dorința pe care o trezește în tine, aceea de a rupe aderența la fiecare ac de păr sau la fiecare sens giratoriu. Ford Mustang GT reprezintă o experiență după care noi, europenii, plictisiți de mașini compacte de oraș, râvnim. La fel cum americanii colecționează Alfa Romeo cu motoare 1.6, noi ne îndreptăm privirile către ceea ce n-am avut. Muscle car-uri ineficiente, dar pline de dramatism și experiențe pe care le vedem doar în filmele americane.